Slăvit să fie numele lui Dumnezeu! Scumpă Biserica Domnului Iisus, frați și surori, stimați prieteni, doamnelor și domnilor, sunt împreună cu Carmen, soția mea, și avem bucuria să vă salutăm și să vă aducem salutări din partea bisericii de unde noi venim. Suntem împreună cu familia Pop, cu fratele Ambrozie și sora Mărioara, familie față de care avem nu doar recunoștință și mulțumire, ci și respect și admirație. Recunoștință și mulțumire pentru prietenie, pentru găzduire și pentru ajutor. Admirație și apreciere pentru credincioșie și de asemenea pentru această capacitate de a pune în principii atât de simple părțile unui text biblic. Am o mare apreciere pentru fratele Ambrozie, pentru acest dar, pentru această abilitate pe care Dumnezeu i-a dat-o. Capacitate de sinteză care ne ajută pe noi toți în câteva minute să desprinde câteva principii de viață dintr-o povestire biblică, dintr-un pasaj care vorbește despre cineva sau despre ceva. Vreau să-i mulțumesc cu multă dragoste, cu mult respect, prietenului meu, fostului meu coleg de școală, pastorului dumneavoastră, Victor Câmpean, alături de care am petrecut câțiva ani la institut, apoi inima noastră a rămas legată. Îl apreciez pentru credința lui, pentru prietenie, pentru flexibilitate și pentru echilibru, pentru dedicare și pentru disponibilitate. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Îi mulțumesc de asemenea pentru ospitalitate, pentru invitație și pentru faptul că ori de câte ori vin aici, singur sau însoțit de soția mea sau alți prieteni, întotdeauna mă ajută să ne simțim bine și bineveniți. Vă mulțumim și dumneavoastră tuturor pentru că sunteți aici. Știu că aveați multe alternative, dar am venit la Casa Domnului crezând că aici ne vom întâlni cu Dumnezeu. Ne bucurăm să ne întâlnim unii cu alții, mai ales cu cei care ne vedem mai rar. Dar împreună ne bucurăm de prezența Domnului care ne mângâie, ne ridică și ne ajută să ne încredem în Domnul, continuând lupta la care ne-a chemat Domnul, lupta credinței pentru onoarea Domnului și pentru lărgirea împărăției. Cred că ultima oară când am fost la dumneavoastră am citit din Matei capitolul 25 despre pilda talanților și știind că o să revin, ca fiecare predicator încerc să mă gândesc ce o să spun. M-am gândit la câteva pasaje, la câteva subiecte de predică și n-am putut să scap de Matei 25, dar nu de pilda talanților și de pilda fecioarelor. Am mai avut predici din pasajul acesta din Scriptură, este în mare măsură înrudit cu ce am spus ultima dată, dar socotesc potrivit la ceea ce simt în Duhul meu că trebuie să citesc pasajul acesta și împreună cu dumneavoastră să ne uităm în el încercând să desprindem care este aplicația practică pentru generația noastră. Îngăduiți-mi cu respect să vă rog frumos să vă ridicați și împreună să citim Matei, capitolul 25, începând cu versetul 1 până la 13. Matei, capitolul 25, începând cu versetul 1 până la 13. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn. Dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare. Iată mirele! Ieșiți în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte, dați-ne din unde lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns, nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând unde lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere unde lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis, Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el, de răspuns, le-a zis, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați dar că nu știți ziua, nici ceasul,
în care va veni Fiul omului. Amin. Tatăl nostru drag, stăm în fața Ta ca să ne binecuvintezi prin cuvântul pe care ne l-ai dat. Să ne atingi inimile, Doamne, indiferent la ce nivel al apropierii de Tine ne aflăm noi toți, binecuvintează-ne ca să ne apropiem mai mult și mai bine. Luminează-ne mintea prin cuvântul Tău și ajută-ne să înțelegem mai bine voia Ta, pe care mai apoi să o împlinim pentru lărgirea împărăției Tale și pentru păstrarea mântuirii noastre. Tată, în numele Domnului Te rugăm. Amin. Oamenii lui Dumnezeu, vă invit să vă reașezați. Ceea ce vedem în acest pasaj este o idee care este regăsită în toate cele trei texte din capitolul 25. Versetele de la 1 la 13 vorbesc despre 10 fecioare, de la 14 la 30 despre 3 manageri, 3 administratori, și de la 31 până la sfârșitul capitolului, respectiv 46, despre judecata viitoare. Acest capitol 25 precede mesajul escatologic, adică mesajul cu privire la vremea sfârșitului pe care Mântuitorul îl spune. Însă, capitolul 25 are trei pasaje care au aceeași idee. Ideea aceasta este exemplificată în pilda fecioarelor cu 10 fete, care erau domnișoare de onoare la o nuntă după modelul timpului. 2000 de ani a modificat foarte mult felul în care se ține o sărbătoare. Noi avem o cultură care e specific românească, influențată de austro-ungari, de ruși, de turci, depinde dacă e vorba de Muntenia, Oltenia, Ardeal sau eu știu ce altă zonă din țară. Însă cu 2000 de ani în urmă, în Țara Sfântă, nunțile se țineau specific timpului aceluia și culturii lor. Dar aici sunt prezente 10 fete, 10 domnișoare de onoare, care aveau rolul, când mirele se întorcea la lăsarea serii, sau, imaginați-vă că atunci nu era nimic cu un orar fix, nici tren, nici autobuz, nici Uber, nici taxi, nici avion, și totul se făcea deplasându-se pe jos sau cu ajutorul unui animal. Dacă ar fi venit de undeva din Galileea, era o călătorie foarte lungă. Așa că toate erau atunci cu o flexibilitate mai mare decât acum. Nici nu erau oameni așa de ocupați cum sunt acum. Dar observați că ideea regăsită aici, pusă în exemplu la 10 fete din cadrul unei nunți, se regăsește în pilda talanților la 3 administrator, trei manageri, în pilda care vorbește despre primirea unui buget pentru a intra într-o afacere în scopul obținerii unui profit. Aceeași idee este în judecarea neamurilor. Revenind, probabil că am ascultat mai multe predici din pilda fecioarelor. Predicile pe care eu le-am auzit despre pilda fecioarelor se concentrează pe absența undei lemnului. Și folosind simbolul din Scriptură, că unde lemnul este simbolul Duhului Sfânt, absolut toate predicile se duc în direcția aceasta, fiți plin de Duh, și este corect să credem așa. De asemenea, alte predici surprind nevegherea, care este destul de bine prezentată aici. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. Și predicile încearcă să surprindă faptul că trebuie să fim concentrați pe viața noastră spirituală, nu doar pe programul nostru de la lucru, nu doar pe programul de concedii, nu doar pe alte lucruri care țin de organizarea vieții umane cu perspectiva pământului. Eu aș vrea să surprind o altă idee pe care o să încerc să o dezvolt în timpul pe care l-am cu ajutorul lui Dumnezeu. Și anume, 10 fete, probabil și aici, la nunți, uneori, mirii, de fapt mireasa, cheamă 10 fete, mirile cheamă 10 băieți și ele se formează ei se formează în perechi, un băiat și o fată. Bine, în vremea aceea,
Fetele aveau misiunea să aibă niște mici lămpi, niște candele, care aveau un mic container cu ulei sau, mă rog, cu altceva. Pentru că era obișnuit ca mirele să întârzie și containerul acela fiind prea mic de la candelă, era la fel de obișnuit să se mai ia încă un container de rezervă, pentru ca în situația în care se epuizează combustibilul, unde lemnul, să pui un de lemn din celălalt container și în felul acesta, când vine mirele, să nu fie întuneric. O sărbătoare nu se face pe întuneric. Pe întuneric se fură, nu se face nuntă. Și fetele acestea aveau această menire. Observați că toate și-au luat candelele, pentru că mirele a venit târziu, la miezul nopții, toate au adormit. Singura diferență dintre ele este că cinci fecioare și-au luat și containerul de rezervă, iar celelalte doar lampa, doar candela. Aceasta este singura diferență. Fetele care nu și-au luat ulei de rezervă, un de lemn de rezervă, atunci când au văzut că flacăra se micșorează, potrivit experienței obiceiului vremii, și-au dat seama că urmează să se stingă. Și-au dat seama că se fac de rușine și că le strică nunta mirilor. Și atunci au apelat la cea mai la îndemână metodă. Vă rog, împrumutați-ne niște unde lemn. Celelalte au spus, dacă facem asta nu o să ne ajungă nici vouă, ne facem toate de rușine. Cel mai simplu este, noi rămânem aici cu unde lemnul și candelele, iar voi mergeți, vă cumpărați de la colț, de unde se vinde unde lemn, vă întoarceți și o să fie totul bine. Au făcut așa. Când s-au întors, însă ușa era închisă. Au bătut și nu le-a răspuns nimeni. Au rămas afară și au plecat acasă. Imaginați-vă ce le-au întrebat părinții pe fiecare dintre cele cinci. S-a terminat nunta? Nu, da? Rușine? Izolare? Un lucru stricat? Și probabil alte câteva lucruri care se pot desprinde de aici. Vă pun o întrebare. Nu vi se pare că pedeapsa care li s-a aplicat să nu le mai permiți să intre în nuntă este atât de mare încât ar trebui să aibă un grad, o intensitate a vinovăției foarte mare? Puteți să-mi răspundeți, vă rog frumos, care a fost vinovăția la fetele astea? I-au făcut cu ochiul la mire? Nu. Au stricat nunta în vreun fel? Nu. Au făcut ceva ce au deranjat? Nu. Dar oameni buni, care a fost vinovăția lor concretă? Noi, în seara aceasta, haideți să ne organizăm într-un complet de judecată. Aici sunt ele. Ce anume le reproșăm? Care este capul de acuzare? Au făcut ceva greșit? Ce au făcut atât de greșit încât pur și simplu au fost scoase afară? Și n-au mai fost primite pentru nuntă. Ultima oară când am fost la dumneavoastră, cred că este ultima oară, am vorbit despre pilda talanților, am pus în evidență ideea asta, care acum o repun în evidență, dar dintr-un alt pasaj, și anume din pilda fecioarelor. Vinovăția acestor fete n-a fost pentru ceea ce au făcut rău, ci pentru ceea ce n-au făcut bine. Vinovăția acestor fete nu a fost una de comitere, ci a fost una de omitere. Comiterea întotdeauna pare mai vinovată decât omiterea. Dacă faci un lucru rău, oamenii te văd mai vinovat decât dacă nu faci un lucru bun. Fetele acestea s-au făcut vinovate de uitare, de neglijare, de omitere. Doar de omitere. O simplă omitere le-au scos afară și au rămas afară. Aceasta este vinovăția celor cinci fecioare. Au omis. Au făcut-o conștient? Uitați ce spune Scriptura. Cele nechipzuite când și-au luat candelele nu au luat un de lemn cu ele. Ce-o fi fost în mintea lor? Ne incomodează containerul. Poate se varsă peste îmbrăcămintea noastră și o să arătăm rău.
Nu știu de ce nu l-au luat. Oricum, este o pildă. Este o întâmplare imaginară spusă în contextul obiceiurilor și tradițiilor vremii aceleia. Dar ceea ce desprindem din pasajul acesta este că pe aceste 10 fete care au venit să-și facă serviciul pentru prietena lor mireasă și au luat candelele cu ele, toate au fost acolo, toate au ațipit pentru că au avut mult de așteptat, toate s-au trezit când s-a dat strigarea, a venit mirele, toate aveau candelele aprinse, dar 5 dintre ele nu au mai avut rezervă pentru că au omis să ia de acasă. Au uitat, au neglijat, au fost indiferente, li s-a părut că nu-i necesar. Această omitere a fost suficient de gravă încât organizatorul nunții să blocheze ușa și ele să nu mai poată intra. Acesta este mesajul pildei. Omitere. Păcatul omiterii înseamnă să nu faci ce trebuie. Nu neapărat să faci ce nu trebuie. Noi oamenii ne ferim să facem ce nu trebuie. Ne ferim de alcool pentru că faci ce nu trebuie. Ne ferim de țigări pentru că faci ce nu trebuie. Ne ferim de bârfă pentru că faci ce nu trebuie. Ne ferim de păcatele legate de sexualitate, toate, absolut toate, care este cel mai complex păcat în manifestarea firească, păcătoasă a vieții umane, și ne ferim de acestea, toate aceste manifestări, și nu mai stau eu să le înșir acum, pentru că ele sunt păcate care te pun să faci ce nu e voie, ce e interzis, ce e nepermis, ce te descalifică. Însă, nu suntem la fel de perseverenți atunci când vine vorba de păcate în care ar trebui să facem ce trebuie, ar trebui să iertăm, ar trebui să iubim, ar trebui să venim la toate serviciile divine, ar trebui să cinstim părinții, să educăm copiii, să respectăm oamenii, să ne închinăm în fața Domnului și toate lucrurile cele necesare. Noi nu-i penalizăm pe oameni dacă nu fac ceea ce trebuie, însă îi penalizăm foarte tare dacă fac ce nu trebuie. Într-un fel ne uităm la o persoană care a făcut un rău decât la o persoană care n-a făcut un bine. Un membru al bisericii poate fi mustrat și pedepsit dacă face ce nu e permis. Dar niciodată nu e mustrat și pedepsit dacă nu face ceea ce este dator să facă. Tocmai de aceea, păcatul de a nu face ce ar trebui să faci a devenit tolerabil, permis și pur și simplu nimeni nu se revoltă împotriva lui. Haideți să ne uităm un pic la pilda talanților. Vă mai aduceți aminte? Doi gospodari și un gropar. Fiecare primește un buget, o sumă de bani cu care să înceapă o afacere, să dezvolte o afacere și profitul să-l dea stăpânului, iar stăpânul să îl plătească pentru munca lui. La primul administrator, care era cel mai capabil și stăpânul îi cunoștea pe toți trei pentru că lucra cu ei de mult timp, omul, businessmanul, îi încredințează cea mai mare sumă de bani. La al doilea, o sumă mai mică. Iar la ultimul, o sumă destul de mică, nici nu prea avea capacitate de mai mult. Și stăpânul a plecat spunându-le că se întoarce, să se grăbească, să dezvolte o afacere și să strângă profit, pentru că el se întoarce să-și ia ce e al lui. Stăpânul se întoarce și îl primește pe cel care primise cea mai mare sumă de bani. Acesta a dublat-o. Stăpânul este entuziasmat, îl apreciază și spune: bravo, ești un bărbat de onoare, ai făcut o treabă extraordinară. Și îi adresează un compliment de răsplată. Al doilea vine, deși a avut o sumă mai mică, și el a dublat-o. Și atenție, nu are importanță ce sumă primești, important e dacă o dublezi sau nu. Și același compliment și aceeași felicitare o transmite stăpânului și lui. Stăpânul și lui. Al treilea însă se constituie într-o excepție. De la început, el nu a mers pe ideea să muncească punând banii stăpânului în negoț. El a făcut o groapă, i-a îngropat și a spus: nu vreau să fac nimic pentru omul ăsta. Când s-a întors stăpânul și i-a cerut banii, dar și profitul, el i-a adus doar banii, că profit nu avea. Nu numai asta,
dar ca să se apere l-a atacat pe stăpân și i-a reproșat că vrea să se îmbogățească pe seama lui și multe alte detalii de genul acesta. Cât a fost de binevoitor stăpânul cu primii doi care au dovedit interes și responsabilitate față de misiunea încredințată lor, atât a fost de aspru față de acest om care a omis să-și împlinească misiunea, care a fost indiferent și care a tratat cu nebăgare de seamă chemarea lui de a dezvolta afacerea stăpânului. Oricum, el a plătit. El nu era un rob. El era un om angajat. Și stăpânul îi adresează mustrare și îi spune rob, viclean și leneș. Spuneam data trecută și repet acum că întotdeauna leneșii, ca să nu moară de foame, că de muncii nu muncesc, trebuie să devină vicleni, să înșele pe cineva, să păcălească pe cineva, ca să nu moară de foame. Dar stăpânul nu doar îl demască spunând care e identitatea lui, preocupările lui și competența lui, îi mai spune și următorul lucru. Afară cu el. Unde au rămas primele 5 fecioare? Afară. Unde este trimis acest manager irresponsabil? Afară. A făcut ceva rău? Ce a făcut ăsta rău, oameni buni? Nimic! N-a făcut niciun rău, nicio comitere. Stăpânul i-a dat o pungă de bani, nici n-a atins-o, era îngropată în pământ. I-a furat banii? Nici vorbă. A încercat să-l omoare pe stăpân? Nici vorbă. A fost foarte cuminte, atât de cuminte încât s-a făcut vinovat de păcatul de a fi neglijent, de a uita, de a omite, de a nu-și face treaba. Cu alte cuvinte, nu s-a făcut vinovat de ce face rău, ci de ce nu face bine. Unde au stat primele 5 fete, acolo a stat și primul bărbat. Afară. Afară întotdeauna este cuvântul care definește ce se întâmplă în afara împărăției. Acolo unde autoritatea lui Dumnezeu nu mai binecuvintează, ci pedepsește. Nu mai răsplătește, ci pedepsește. Dumnezeu este stăpân peste tot. El e prezent peste tot în universul acesta. Doar că în anumite locuri unde e prezent, pedepsește. Iar în anumite locuri unde e prezent, binecuvintează, onorează și răsplătește. Haideți să ne uităm în al treilea pasaj, judecarea neamurilor, versetul 31, Matei 25. Aici nu mai este prezentat exemplu în viața unor oameni, ci este puțin mai generală prezentarea. Și se spune aici despre un grup mare de oameni care au văzut pe cineva însetat și i-au dat să bea. Pe cineva flămând și i-au dat să mănânce. Pe cineva gol, au luat o haină de la el și i-au dat. Pe cineva în închisoare sau în spital și au mers să-i viziteze. Un text asupra căruia v-ați aplicat și dumneavoastră și probabil ați ascultat și explicația altora care s-au aplicat. Ideea este simplă. Nu se vorbește despre păcate de comitere. Nici unul nu se încadrează în păcate de comitere, ci toate în păcate de omitere, adică nu faci ce trebuie, nu că ai făcut ce nu trebuie. E păcatul acesta tolerat, admis, permis. Știți care este pedeapsa? Aruncați-i afară. Întotdeauna este afară din prezența mea, afară din împărăția mea, afară din raiul meu. Dar afară ce înseamnă? Afară înseamnă în iad, în prezența diavolului, în prezența focului, în prezența chinului. Afară unde nu mai e milă, afară unde nu mai e har, afară unde nu este prezența Domnului pentru a binecuvânta, ci doar pentru a pedepsi, pentru a judeca și pentru a chinui. Pentru ce păcate poți ajunge afară? Cu siguranță pentru cele de comitere. Pentru că faci răul, pentru că necinstești, pentru că abuzezi, pentru că manipulezi și controlezi, pentru că ți însușești ce nu este al tău, pentru că înfrici și pentru multe alte păcate de comitere, faci ce nu-i voie. Dar, pe lângă aceste păcate care în mod evident sunt păcate fără de legi și infracțiuni, se încadrează și nevinovatul păcat de omitere. Am uitat, am neglijat, am întârziat. Și multe alte cuvinte care se constituie în sinonime. Câți dintre noi privim lucrurile în viața reală, practică și în viața de biserică așa? Dacă cineva bea o bere sau o sticlă de vin, nu mai avem respect pentru el în veac în biserica asta, trebuie să se mute.
Dar dacă cineva nu se duce la spital să viziteze un amărât, e ok, fratele nostru, îl pupăm pe toate părțile. Dacă nu se duce la pușcărie să ducă un pachet, dacă nu hrănește un amărât, dacă nu face un bine, mi se pare că e normal, e dreptul lui. N-am timp, frate, ce să fac dacă n-am timp? Ăsta e bun. Știți unde e bun? La noi. În biserica noastră e bun. Înăuntru nu-i bun. El va fi scos afară. Așa spune cartea. Dar ca să nu mai aveți nicio suspiciune, înainte de a mai da câteva exemple biblice, aș vrea să vă întreb. Care sunt cauzele păcatului de omitere? Care e motivul din spatele la a nu face ceea ce trebuie să faci? Dumneavoastră ce părere aveți? Ignoranța ar fi un posibil răspuns? Adică, domne, n-am știut. Asta înseamnă ignoranță. Sau, nu mă interesează, domne, asta înseamnă nepăsare. Nu mă interesează. Sunt persoane pe care nu interesează? Oh, bineînțeles. Apoi, nu am timp, domnule, iartă-mă, dar nu am timp. Asta se numește indisponibilitate. Sunt persoane care n-au timp? Domnule, pentru ei au timp. Că 24 de ore avem toți. Numai că fiecare le folosim pentru altceva. Pentru că Dumnezeu nu e important pentru mine și eu sunt important pentru mine, 24 de ore le folosesc pentru mine, iar pentru Dumnezeu zero. Și în adunare noi îl pupăm pe toate părțile. Iar pe la cel care face o comitere, nu vreau să legalizez alcoolul sau țigările sau păcate pornografice, imaginați-vă că nu vreau să fac asta, dar vreau numai să spun că pentru Dumnezeu păcatele de C, comitere, sau de O, omitere, sunt la fel. Pleacă de la mine, blestematule, nu pentru că ai curvit, ci pentru că ai omis. Ai omis, am omis ce? Ai omis să faci ce era de datoria ta. E datoria noastră să manifestăm milă față de oameni. E datoria noastră să lărgim împărăția lui Dumnezeu. E datoria noastră să ne manifestăm darul pe care ne l-a dat Dumnezeu și să ne împlinim chemarea. E de datoria noastră să fim empatici cu oamenii care au nevoie de mângâiere, de încurajare, de ridicare, de rugăciune. E de datoria noastră să manifestăm compasiune față de oamenii care au nevoie de ajutor. N-am timp, fă-ți! Dar fă-ți odată! Nu am timp. Cum să nu ai timp când ai 24 de ore ca ăla care are timp? Nu înțelegi că e o greșită administrare a timpului? Niciunul dintre noi nu trăiește într-o zi 20 de ore. În mod intenționat îți organizezi timpul așa, în funcție de prioritățile pe care le ai. Dar Dumnezeu, care este stăpân, care ți-a dat zile și care ți-a dat și o chemare și daruri, ți-a dat un buget, nu te vede. Ba da, la sfârșit va spune afară și vei spune n-am curvit. Dimpotrivă, poate am prorocit sau poate am făcut minuni. Și Dumnezeu spune, nu te cunosc, nu te-am cunoscut. Nu te-am cunoscut. Dar n-am făcut nimic rău, e adevărat, dar nici n-ai făcut nimic bine. A nu face bine este egal cu a face rău. Când nu faci niciun rău, ai făcut doar jumătate din ce trebuie. Iar cealaltă jumătate este că trebuie să faci binele. Nu-i suficient numai să nu faci rău. Felul în care ni s-a spus este greșit. Și am fost programați greșit. De aceea ne comportăm greșit. Făcând diferență între păcatele de comitere, împotriva cărora ne facem foc și pară, iar pe cele de omitere le tolerăm zâmbind. Numai Dumnezeu nu face asta. El e consecvent cu ce a scris în Scriptură. Pe El nu-L interesează care este opinia religioasă a timpului nostru. Pe El interesează ce scrie în cartea asta. La judecată noi nu vom fi judecați după constituțiile cultelor și ale bisericilor. Noi vom fi judecați după această unică carte pe care Dumnezeu o păstrează de câteva mii bune de ani, pentru ca să înțelegem adevărul, să avem adevărul. Dacă n-am avea Biblia, l-am pune pe Dumnezeu pe treapta unei bănuieli. Dar mai poate fi nehotărârea, nu sunt sigur că trebuie să fac așa. Sau mai e frica, domne, mi-e teamă că... Și nu ne ducem, nu facem nimic. Ceea ce observăm în carte este faptul că riscul omiterii, al neglijenței, al nepăsării, a lucrului amânat sau făcut fără responsabilitate, cu nebăgare de seamă, se întoarce împotriva noastră ca oricare altă formă de păcat. Am să vă aduc aminte despre Isaia 48 cu versetul 1. Blestemat să fie cel ce face cu nebăgare de seamă lucrarea lui Dumnezeu. Și blestemat să fie omul care își oprește sabia de la măcel. Când îți oprești sabia de la măcel, e păcat de omitere sau de comitere?
E simplu, de omitere. Adică aveai sabie, trebuia să te lupți cu dușmanul, ți-o bagi liniștit în teacă, stai cu mâinile în sâni și colegii tăi mor în fața ta. Iar tu nu faci nimic, că tu omiți. Tu nu vrei să te implici. Tu stai liniștit în timp ce alții mor. Tu nu te identifici cu ei. Tu nu solidarizezi cu ei. Tu faci parte din alt popor. Tu ai alte preocupări. Tu ai altă perspectivă. Dacă Hristos omitea, uita, neglija, întârzia, era cu nebăgare de seamă, manifesta irresponsabilitate, astăzi n-aveam Mântuitor. El s-a implicat, a avut un moment de ezitare și a spus: Tată, dacă totuși nu ai planul B, mă duc. Și s-a dus. Dar când s-a dus, a murit. Și a trebuit să învieze. Și Dumnezeu l-a înviat a treia zi. Lăudat să fie Dumnezeu. Cum se manifestă păcatul de omitere? Pe fondul lipsei de caracter? Pe fondul nepăsării și irresponsabilității? Pe fondul leneviei și răutății? Pe fondul absentării? Pe fondul epuizării în alte chestiuni care nu au legătură cu Dumnezeu, nicio legătură cu Dumnezeu? Și multe alte explicații. De ce este grav păcatul omiterii? În primul rând, este grav pentru că oamenii nu-l consideră grav. Cel mai grav lucru este să-ți minimalizezi dușmanul. Să spui: a, ăsta nu o să ne facă rău. Știi cine îți face cel mai mult rău? Ăla pentru care nu ești pregătit. Pentru cine ești pregătit și ești în gardă, chiar dacă încearcă să te lovească, pentru că ești pregătit, te vei apăra, mai mult sau mai puțin. Apoi, păcatul omiterii este grav pentru că manifestă absența dragostei. N-a vrut să mai care și containerul cu un de lemn, că era mai important să se uite după băieți sau nu cumva să-și păteze rochia. Dar nu era importantă singura nuntă a unei fete. Odată face nunta. Și în loc să vină cu lumină, ea a avut alte interese, de fapt ele. Asta nu e dragoste. Dragoste este când îți dai viața pentru aproapele tău, când îl iubești pe Dumnezeu cu toată puterea, cu tot sufletul și cu tot cugetul și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dacă nu-ți place să mai cari încă o geantă cu tine, gândește-te că mireasa are nevoie de ea, iar tu ești unul dintre oamenii care ai fost chemat să porți o geantă în plus. De ce nu i-ai spus la mireasă: iartă-mă, dar eu n-am chef să vin? Că ea găsea pe altă fată. Că nu numai 9 fete sunt într-un sat. Apoi, păcatul omiterii e grav pentru că demonstrează egoism, nepăsare, indiferență față de oameni, indiferență față de Dumnezeu, iar chemarea slujirii este neînțeleasă și nerespectată, neîmplinită. De asemenea, este gravă pentru că oamenii vor să slujească cum vor ei, nu cum trebuie. Spune: eu vin și slujesc, dar cum fac eu, cum vreau eu fac. Dar la semafor de ce nu facem cum vrem noi? Dom'le, e roșu, fă cum vrei dumneata. Treci pe roșu. Acolo costă, nu? Deci unde costă, știi să respecti legea. Dar unde nu costă, unde nu ești mustrat, unde nu ești penalizat, unde nu ești descalificat, unde treci neobservat, mai ales cum e la biserică, cu har. Harul e pentru mântuire, nu pentru păcat, frați și surori. Harul nu încurajează nici lenevia, nici irresponsabilitatea, nici absența chemării. Harul este pentru altceva. În cazul acesta, slujirea devine doar oportunitatea de a deveni important în mijlocul unui grup de oameni. Dacă ne gândim la cauzele pentru păcatul de omitere, poate fi lenea, ca în cazul administratorului care n-a vrut, indisponibilitatea, nepăsarea, irresponsabilitatea, răutatea, nehotărârea, frica, perfecționismul sau multe alte lucruri care pot sta în spatele unei acțiuni sau a unei absențe a acțiunii. Care sunt consecințele păcatului de omitere? Mediocrizarea și secularizarea vieții spirituale, eliminarea sfințeniei, a slujirii, acceptarea compromisului. Gândiți-vă la organizatorul nunții, care nu le-a mai primit pe fetele astea înăuntru. Cu siguranță mama lor l-a judecat, dar el și-a făcut datoria. N-ai ce să faci cu niște oameni care vin să încurce. Du-te acasă, poftim.
Și stăpânul a făcut la fel cu al treilea manager. Du-te acasă, poftim, afară cu tine, pentru întotdeauna. Noi ne uităm doar la bunătatea lui Dumnezeu, în speranța că o viață întreagă o să ne ierte seara de păcatele pe care le repetăm în fiecare dimineață. O să ne ierte seara pentru păcatele pe care le repetăm în fiecare dimineață. Ne mărturisim, dar nu părăsim. Mărturisim păcatul, dar nu-l părăsim. Dimpotrivă, îl repetăm mâine dimineață. Și asta se întâmplă de 20, de 30 de ani. Și nouă ni se pare asta pocăință. Aș vrea să închei spunându-vă alte două, trei pasaje din Scriptură care vorbesc despre această buturugă mică care răstoarnă carul mare. Despre acest păcat ascuns care e periculos prin faptul că e ascuns. Haideți să ne uităm în Scriptură. Biblia ne vorbește despre un om care cade pradă tâlharilor, aceștia îl jefuiesc, îl bat și îl lasă aproape mort. El cobora de la Ierusalim la Erihon. Și dintr-o dată trece pe acolo un preot, se grăbea, se ducea la templu. Îl vede pe omul ăsta, care probabil era în comă, și omite să se oprească. La câteva minute după el, vine cântărețul de la templu, levitul. Îl vede și omite să se oprească. Ăștia erau oameni cu vază, cine îi vedea, făcea plecăciuni. Oamenii care slujeau la templu, domnule. Cum să nu respecti pe mai marele tău? Și acum vine unul din Samaria, populația mixtă dintre Galileea și Iudeea, niște oameni compromiși și fără reputație. La asta nu te așteptai la nimic bun. Dacă îl vedeai făcând ceva bun, te mirai. Ăsta îl vede și se oprește. Se dă jos după animal, își scoate sticla cu vin, alcool și îi spală rănile. Își scoate sticla cu un de lemn și lunge ca să fie mai mică durerea. Îl pune pe animal, îl duce la cel mai apropiat han, motel, hotel al vremii și stă de vorbă cu omul de la recepție. Îi spune, domnule, l-am găsit pe ăsta mort. Mi s-a făcut milă de el. Aș vrea să te rog frumos să te ocup de el și uite, eu îți plătesc. Dacă cumva cheltuiala o să fie mai mare, pe onoarea mea că mă întorc și îți dau toți banii. Un samaritean cu o reputație proastă. Iar popa, adică omul de la templu, preotul, și cu levitul, care cântau de dragostea Domnului și predicau dragostea Domnului, au omis să se oprească. Au omis. Domnule, îl poți condamna pentru o amărâtă de opinii, pentru o amărâtă de omitere? Dar ce a făcut, domnule, a dat în cap la cineva? Iată dar ce exemple dăm de comitere. Cât de nedrept suntem și poate nici nu ne dăm seama. Comparăm păcatele de comitere cu C, cu păcatele de omitere cu O, pentru a le scuza pe cele de omitere. Dar ce am dat în cap la cineva, când dai în cap la cineva, înseamnă un păcat de comitere. Și de ce, domnule, măsor o vacă cu o capră să dea aceeași cantitate de lapte? Păi n-are cum să dea capra cât vaca. De ce măsor un păcat de comitere cu unul de omitere? Intenționale pui împreună ca să-l ascunzi pe ăsta care e mai mic, în spatele la ăla care e mai mare. Leneșul nu-i doar leneș, să nu uitați, e și viclean. Haideți să ne uităm la un alt pasaj. Se însoară fiul împăratului și face o nuntă. Garderoba e plină cu haine de nuntă, potrivit obiceiului vremii. Cine venea, își lua o haină peste, toți erau în același fel îmbrăcați și intrau la nuntă. Administratorul, managerul nunții e într-o parte, în alta, e nuntă de împărat, strălucire, mare. Și când intră înainte de a intra mirii, vede pe unul îmbrăcat cu haina lui de altă culoare probabil, de alt stil, și îl întreabă, matale, cum ai intrat aici așa? Luați-l și aruncați-l afară. Dar de ce? Pentru că a omis să se îmbrace și el ca toți ceilalți cu haina din garderoba nunții. Bă, oameni, dar îl trimiți acasă pentru o... Ce înseamnă asta? Dacă păstorul bisericii ar face atâta caz de o chestie mai minoră, dumneavoastră zice, bă, dar ce a făcut mă atâta caz, mă, pentru o treabă așa de mică? Pentru dumneavoastră s-ar putea să fie mică, că n-aveți responsabilitatea asta, o aveți pe aia de acolo, din bancă. Dar de aici există o altă responsabilitate. La sfârșitul timpului, nu de la dumneavoastră, va chema sufletele oamenilor. Pentru că așa ne învață Scriptura. Ei vor da socoteală de sufletele oamenilor. E ușor din bancă să acuzăm sau să disculpăm. Pentru că oricum nu ne costă nimic.
Nu suntem responsabili. Eu sunt în autobuz și spun la ăsta, depășește, băi, frate, că mă grăbesc. Păi dai linie continuă. Hai, bă, că nu te vede nimeni. Dar dacă îl prinde poliția, nu eu plătesc amenda. Ne apucă râvna pe cheltuia la altuia. Oameni dragi, e mare lucru să învățăm să fim oameni și când terminăm să ne pocăim și să învățăm să fim pocăiți. În clasa a doua nu o să ajungă nimeni dacă nu trece prin clasa a întâia. Permiteți-mi să vă mai dau un exemplu. De data asta e un pom. Vă mai aduceți aminte la ce mă refer, nu? La un smochin care a promis că avea frunze. Smochinul este singurul pom care face mai întâi fructe înainte de a face frunze. Și apoi face frunze. El rodește de două ori pe an. Aici era în săptămâna mare, în prima zi. Nu știu de ce Marta și Maria nu i-au dat Domnului Iisus de mâncare. A plecat fără să mănânce breakfast. I s-a făcut foame, a văzut un smochin, avea frunze, fructele trebuia să fie acolo. Dă frunzele la o parte, gol pușcă, nimic. Și atunci îl blesteam. Nu l-a blestemat pentru prezența frunzelor, ci pentru absența rodului. A omis să facă rod în timp ce făcea reclamă cu frunzele. Deși e un pom, nu e un om, dar pun în evidență principiul. Să nu ne treacă prin minte că vom beneficia de mila Domnului. Atunci când îi călcăm poruncile, după ce avem lumina, după ce Duhul Sfânt este peste noi, după ce harul ne însoțește și după ce cuvântul ne luminează sufletul, dacă continuăm să trăim în păcat, Dumnezeu, dacă l-a pedepsit pe Adam pentru un păcat și l-a scos drept afară, nu se va compromite cu noi să ne lase înăuntru. După ce 20-30 de ani nu am avut timp să ne schimbăm, iar păcatele de omitere, dulcegăriile acestea au fost tolerate. Nu vreau să vă înspăimânt. N-am calitatea și nici competența. Vreau doar să vă aduc aminte de ce spune Scriptura. Nu doar în Biblia mea scrie așa, dragii mei, și n-a dumneavoastră. Nu eu am scris-o. Eu sunt un cititor ca dumneavoastră și sper un împlinitor ca dumneavoastră. Mă apropii de încheiere, mai dau un exemplu sau două. Treci prin oraș și aici este o palat, o casă mare. Înăuntru e un om bogat, dar pe lângă bogat e și lipsit de milă, nemilostiv. La poartă, un om care se tot scarpină, care n-a mai mâncat de mult, care e bătrân și bolnav. Îl chema Lazar. Și bogatul ajunge în iad. Dom'le, nu spune Scriptura că a fumat, nu spune Scriptura că a băut, că a curvit, nu spune Scriptura că l-a bătut pe Lazar. Un singur lucru spune Scriptura, că nu i-a dat nici firimituri, le-a omis. Dar ce, dom'le, era obligat? Nu era obligat. Dar a avut oportunitatea să-L servească pe Dumnezeu și în numele Lui Dumnezeu să-I facă suferința mai ușoară la singuraticul ăsta și la bolnavul ăsta. Și arogant și mândru și fără milă și fără minte cum era, a omis. Și a ajuns în iad. Și acolo încearcă să bagă apă în iad, încearcă să bage apă în iad, încearcă să pună un pod între iad și rai și Dumnezeu prin Avram îi spune, nu există nicio posibilitate de la noi la voi sau de la voi la noi. Nu există. Îl prinde grija de frații lui, dar de el nu l-a prins grija. Și se apucă să se roage în locul unde nu te mai aude nimeni dacă te rogi, adică în iad. Pentru o amărâtă de omitere. De fapt, pentru o viață de omitere. Asta nu înseamnă că n-a făcut păcate de comitere. Cine le face pe cele de omitere, le face și pe cele de comitere. Că cu aceeași conștiință permisivă, tolerantă și, dacă nu vă supărați, posibil ipocrită, le faci și pe unul și pe altul. Acum chiar închei, spunându-vă despre un alt caz ultimul, rămânându-mi probabil 2-3 minute să fac o aplicație și să încheiem. Domnul Iisus era gata să plece din mijlocul unui grup de oameni. Învățase oameni acolo. Și dintr-o dată la el aleargă un tânăr. Era respectat pentru că era bogat. O moștenire sau nu știu de unde era bogat. Îi pune o întrebare care atrage admirația tuturor. Ce să fac ca să am viață veșnic? A pus cea mai bună întrebare. Nu numai că a pus cea mai potrivită întrebare, i-a pus-o celei mai potrivite persoane. A primit și răspunsul cel mai potrivit. Numai că după 3-0 a devenit 4-3. Scriptura ne spune că a plecat trist, a omis să devină mântuit, să primească mântuirea, pentru că îl costa prea mult. Și a plecat doar cu banii.
Dar mântuirea a rămas acolo, pentru că a omis. Pentru că a omis. Aș vrea să mă adresez dumneavoastră, fraților mei, surorilor mele în Hristos, și să vă aduc aminte de faptul că noi venim de departe. În trecutul nostru sunt urmele pașilor lui Dumnezeu. A fost cu noi la spital, a fost cu noi când copiii noștri au intrat în necaz, când soția probabil că s-a îmbolnăvit, a fost cu noi când n-am mai avut pâine și apă, a fost cu noi când am simțit că am apucat-o pe un drum înfundat și că nu mai avem nicio soluție. Întotdeauna a fost cu noi. Iar noi, probabil că în mod comercial ne-am apropiat de Domnul în ziua necazului ca să primim har. Dar când ziua necazului a trecut și a apărut soarele și drumul s-a deschis, sănătatea a venit și spitalul a rămas o amintire, ne-am întors din nou la păcatele de omitere. În seara asta, eu mi-asum că și dumneavoastră sunteți din același aluat ca și mine și că firea pământească uneori este o cursă pentru fiecare. Aș vrea să vă chem în această seară la o pocăință autentică și dincolo de pocăință la sfințenie, la o viață sfântă. Și al doilea lucru pe care vreau să-l remarc este să mă adresez doamnelor și domnilor, prietenilor noștri care au venit și ei ca și noi, doar că nu sunt așa de implicați în viața spirituală și acum sunt pe punctul să o înceapă. Uitați-vă la acest tânăr bogat. A început bine, era prezent acolo unde era prezent Iisus. Dar când a venit vorba să se pocăiască și să creadă, li s-a părut că încă nu-i timpul, că deocamdată e prea mult și a plecat fără, a omis. Aș vrea să vă întreb în această seară, faptul că sunteți aici îl onorează pe Dumnezeu și vă binecuvintează pe dumneavoastră. Însă nu simpla prezență rezolvă problema, ci prezența dumneavoastră a venit aici pentru împlinirea unui scop. Care e scopul? Să-L primiți în inimă, pe Marele Rege, să-I spuneți, Doamne, trebuia să vin mai de demult. Așa s-ar fi căzut, dar n-am venit. Însă bine că n-am murit, că nu puteam veni nici acum. Acum sunt aici, înaintea Ta. Inima mi-e plină de emoție, dar în același timp și de regrete, de remușcări. Regretul e funcția rațiunii. Remușcarea este funcția afectivă a sentimentelor. Poate că te simți jenat înaintea Domnului, poate te simți vinovat și rușinat. Ar fi trebuit să fii al Domnului de mult. Dar nu e târziu dacă acum ești gata să faci lucrul ăsta. Tânărul bogat a plecat omițând să devină mântuit. A pus o întrebare potrivită, a pus o persoană potrivită, a primit răspunsul potrivit, dar reacția lui la mântuirea lui Dumnezeu a fost greșită. A plecat fără, a omis. Te rog să te gândești înainte să pleci. Dacă cumva îți mai permiți încă o dată să omiți singurul lucru pe care îl poți lua cu dumneata, sufletul. Vă aduceți aminte de Hristos și-a întins mâinile pe cruce între doi tâlhari? Îl lăsăm în pace pe ăla care a bombonit ca toată viața și ne îndreptăm spre cel care s-a pocăit în ultimul moment. Știți ce i-a spus regelui, lui Hristos? Doamne, așa s-a adresat. Asta nu înseamnă învățătorul, înseamnă altceva. Doamne, adică Dumnezeu, când te vei întoarce în împărăția Ta, atenție, nu cu geanta ta sau cu bagajul tău, ci în împărăția Ta, întotdeauna Domnul are împărăție, să-ți aduce aminte și de mine. Dar omule, ce să-mi aduc aminte de tine? Ce aș putea să-mi aduc aminte bun de tine? Că numai prostie ai făcut. Și Hristos spune următorul lucru. Cel mai bun timp, astăzi, cel mai bun loc în împărăția Mea, cea mai bună companie cu Mine, astăzi vei fi cu Mine în împărăția Mea. Astăzi vei fi cu Mine, nu cu un înger, cu regele, cu Mântuitorul, cea mai bună companie în împărăția Mea, cel mai bun loc și astăzi, în cel mai bun timp. Oameni dragi,
Aș vrea să vă chem la rugăciune. Aș vrea să invit prietenii să stea înaintea Domnului și să accepte faptul că seara asta este tot ce avem. Ieri ne-a scăpat din mână, e o amintire. Mâine încă nu e în mâna noastră, e o perspectivă. Însă singurul lucru pe care îl avem este o seară de marți. Este o seară de marți. Doar acum poți să faci ceva, bine sau rău, doar acum. Ieri nu poți să faci nimic, mâine nu poți să faci nimic. Nu ai decât un acum. Dacă vrei să-ți mântuiești sufletul, acum e timpul. Dacă vrei să te împaci cu marele certat, cu marele neglijent, dacă vrei să acționezi înlocui marea omitere de până acum, acum e timpul, astăzi. Fă ceva pentru sufletul dumitale. Lasă-i pe toți deoparte, că ai un singur suflet. Vino la Iisus. El te va binecuvânta, îți va ierta păcatele, îți va mântui sufletul. El te va duce în cel mai bun loc, împărăția sa. Îți va oferi cea mai bună companie, compania lui. Și va face lucrul acesta astăzi. Aș vrea să vă invit să vă ridicați. Oameni dragi, am intenția să fac o rugăciune pentru bărbați și femei care în seara asta ar vrea să-L accepte pe Iisus Hristos ca pe mântuitorul lor personal. Ar vrea să creadă că Iisus e Fiul lui Dumnezeu și își permit să-și confrunte propriul trecut, acceptând faptul că în trecutul lor sunt păcate neiertate. În trecutul la noi toți sunt păcate, dar la cei mai mulți dintre noi păcatele sunt iertate. Pentru că moartea lui Hristos de pe cruce ne-a iertat păcatele. A fost o grațiere pe socoteala altuia. Altul a murit pentru ca noi să trăim. Dar dacă sunt persoane aici, în al căror trecut păcatele sunt încă acolo, active, active, și ele cheamă mânia lui Dumnezeu să se manifeste. Ele vorbesc despre sfințenia lui Dumnezeu ofensată. Dragul meu, Dumnezeu te cheamă cu iubire. Dumnezeu te cheamă cu dragoste. El vrea să-ți ierte păcatele. El vrea să-ți elibereze conștiința de frică și de vinovăție. El vrea să scrie numele în cartea vieții. El vrea să te facă membru al familiei lui Dumnezeu. Și când se va întoarce la sfârșitul istoriei, care e așa de aproape, îți va pronunța numele, dar nu ca să te trimit afară. Mai țineți minte cele 5 fecioare? Afară. Dar celelalte 5 au rămas înăuntru. Vă mai aduceți aminte de managerul? Afară. Vă mai aduceți aminte de cel care nu și-a îmbrăcat haina? Afară. Însă El spune: veniți binecuvântații Tatălui meu, veniți la mine. Unde vrei să-ți petreci împărăția lui Dumnezeu? Unde vrei să-ți petreci veșnicia? În împărăția lui Dumnezeu, înăuntru cu Dumnezeu și cu sfinții, bazat pe moartea Domnului, care în seara aceasta te primește și îți iartă păcatele? Sau te bazezi pe merite personale sau pe alte idei pe care le poți avea? În câteva minute încheiem predica. Eu o să plec, noi toți vom pleca acasă, dar dacă în noaptea asta mori, mergi în iad. Nu spun lucrul ăsta să te sperii. La ce mi-ar folosi? Nu te rog să faci ceva pentru mine. Te rog ceva să faci pentru sufletul dumitale. Te rog, lasă-L pe Hristos să-ți ierte păcatele. Lasă-L să-și întindă mâna și să spună cuvântul acela pe care poate să spună cel ce ți-a justificat păcatele murind pe cruce. Aș vrea să vă închideți ochii și să vă plecați capetele. Vă rog, vă rog, ajutați-mă să fac lucrul acesta. Sunt aici mulți oameni. Poate sunt oameni care nu-și mai suportă vinovăția, oameni care au regrete adânci, oameni care așteaptă să fie eliberați, iertați și primiți de Dumnezeu. Haideți să stăm înaintea Domnului și să ne unim în împlinirea acestui scop. Hristos a venit să ierte, să vindece, să ridice. Haideți să stăm cu capetele aplecate și permiteți-mi să întreb. Este cineva aici care în această seară, de jos, din sală, de la balcon, bărbat sau femeie, tânăr sau mai în vârstă, ar vrea să devină mântuit prin faptul că se încrede în Iisus Hristos care a murit pe cruce și regretă, are remușcări pentru păcatele care le-a făcut? Dacă da, te rog să ridici o mână. E un gest convențional care poartă un mesaj. Cine crezi că te-ar ierta dacă doar ridici o mână? Poate că ai fi disprețuit și trimis la plimbare. Dar Dumnezeul care a proiectat cosmosul, care cu 2000 de ani în viață, cu 2000 de ani în urmă era încă în viață, în viața umană, și a stat pe cruce cu mâinile întinse, a făcut asta pentru că astăzi, marți, 26 octombrie,
2022 să te poată primi în baza jertfei lui Hristos de acum 2000 de ani. Aș vrea să îi rog pe frați să cânte, pentru ca să aveți timp, câteva minute, să coborâți, să veniți aici în față. Vă rog, permiteți-mi să vă invit să veniți aici în față. Știți de ce? Vreau să fac o rugăciune pentru dumneavoastră și la sfârșit să vă strâng mâna, să vă felicit, pentru că am avut onoarea să fiu cu dumneavoastră în cel mai important moment în care vi s-a schimbat destinul și direcția. Hristos iartă păcatele, El îi iubește pe oameni, de dragostea Lui trebuie să avem parte cu toți. Haideți să folosim aceste 2-3 minute în timpul acestei melodii și vă invit pe toți, pe toți care ați ridicat mâna și pe alții care n-ați ridicat-o, dar vreți să stați în fața Domnului pentru iertarea păcatelor și pentru primirea mântuirii, vă invit cu respect să veniți aici în față. Vă aștept ca să spun o rugăciune pentru dumneavoastră. Vă aștept ca să spun o rugăciune pentru dumneavoastră. Dumnezeu să vă atingă inima și harul Lui să vă conducă spre mântuire. Amin.